Față de anii precedenți a fost un sezon atipic, cu luna august foarte, foarte agitată, unde a fost în permanență steagul galben, roșu, arborat, ceea ce semnifică doar celor experimentați sau interziți la scăldat. Au fost peste 3.000 de intervenții la limită, în care dacă nu s-ar fi acționat așa cum trebuie, ar fi fost un număr foarte mare de persoane care s-ar fi înnecat. O mare parte dintre ei ascultă, dar avem și acei turiști care consideră că ei pot face față, să spunem, provocării de a intra în valuri și a înota. În schimb, nu-și dau seama că, văzându-i alți turiști că ei au intrat în apă, cred că în apă se poate înota și acele persoane, din păcate, la una dintre ei nu se mai poate face nimic. În fiecare an de când activăm noi, am avut ca și bilanț în zona noastră de acțiune Mamaia, Constanța și Modern cam cel mai greu, să spunem așa. Au fost în jur de 4-5 victime în care nu s-a mai putut face nimic. Am avut sezoane în care 2006, 2007, 2008 în care nu au fost niciun caz de NEC. Au mai fost ceilalți ani unde au fost 1, 2, 3 cazuri în care nu s-a mai putut face nimic. Dar și anul acesta, cum am spus puțin mai devreme, marea a fost foarte agitată și faptul că persoane cu probleme medicale, de exemplu, am avut, care nu s-au mai putut face nimic, au intrat în apă, copiii nesupravegheați, unde părinții pur și simplu au uitat că sunt pe malul mării, copiii au intrat în apă și la doi dintre ei nu s-au mai putut face nimic, pentru că neștiință, înate, au fost scăpați de sub control într-o zonă de siguranță, unde, în mod normal, acolo nu ar trebui să avem cazul de NEC, dar fiind copilași într-o zonă în care este foarte, foarte aglomerată, e foarte greu să-ți dai seama că acel copilaș a avut nevoie de ajutor.